cunoscut pentru comportamentul lor timid și solitar, Ciconia nigra tinde să stea departe de așezările omenești. Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Berzele negre sunt solitare în afara sezonului de împerechere, sunt păsări migratoare și active în timpul zilei. Deși sunt cele mai zgomotoase păsări din familia berzelor, Ciconia nigra sunt păsări destul de tăcute în comparație cu alte familii de păsări. Cele mai multe comunicări vocale au loc în timpul sezonului de împerechere. Berzele negre merg intenționat pe pământ, cu un pas constant, se ridică și stau într-un picior. Adesea, aceste păsări zboară la înălțimi mari în curenți calzi de aer. În timpul zborului își țin capul sub linia corpului, întinzându-și gâtul. În afară de migrație, aceste păsări nu zboară în formație sau în stol. Aceste păsări carnivore localizează prada stând în apă, cu aripile întinse, de asemenea merg pe furiș cu capul aplecat pentru a vedea prada. Când vede hrana, își împinge capul înainte, apucând prada cu ciocul lung. Berzele negre tind să vâneze pe cont propriu, cu excepția cazurilor în care hrana este abundentă, atunci grupuri mai mari se formează pentru a profita de resursele alimentare bogate. Dieta lor include broaște, triton, pești, reptile mici și ocazional mamifere mici. În timpul sezonului de împerechere, peștii reprezintă dieta principală. Berzele negre se înmulțesc în zone liniștite, împădurite, care sunt aproape de apă. Ei construiesc cuiburi la înălțimi, în coronamentul copacilor. Ele pot fi găsite în zone de deal și terenuri muntoase, atâta timp cât există suficientă apă și hrană în apropiere. La fel ca barza albă și barza neagră, este o pasăre mare, robustă. Cântărește aproximativ 3 kg, au între 95 și 100 de centimetri înălțime și o anvergură a aripilor de 144 până la 155 de centimetri. Au gâtul lung, cozi scurte și aripi mari. Au o culoare neagră a penelor cu reflecții verzui pe piept și pe burtă. Penele sunt albe. Ciocul și picioarele sunt roșii în perioada de împerechere. În lunile de iarnă, ciocul și picioarele devin maro. Masculii sunt mai mari decât femelele, dar nu au un dimorfism sexual accentuat. În perioada de împerechere, masculii și femelele se adună de obicei în grupuri unde execută un adevărat ritual. Barza neagră este monogamă sezonieră și odată ce o pereche s-a format, cele două păsări rămân împreună întreg sezonul de împerechere, dar nu și peste ani. Ciconia nigra se reproduce anual la sfârșitul lunii aprilie sau mai. Femelele depun între 3 și 5 ouă albe, ovale, în cuiburi mari. Aceste cuiburi sunt adesea realizate de-a lungul multor anotimpuri. Durează între 32 și 38 de zile până când ouăle de barză eclozează și până la 71 de zile până când puiul va zbura. După ce părăsește cuibul, puii tineri rămân dependenți de barza mamă, vor fi independenți abia după câteva săptămâni de la primul zbor și vor deveni maturi sexual abia la vârsta de 3 sau 5 ani. Atât femela cât și masculul participă la construirea cuibului, la clocit, dar și la îngrijirea puiilor. Când temperatura cuibului devine prea fierbinte, părinții regurgitează ocazional apă pe ouă pentru a le răci. Ambii părinți hrănesc puii, hrana este regurgitată în cuib și berzele tinere se vor hrăni de pe fundul cuibului. Berzele negre pot trăi până la 18 ani în sălbăticie și mai mult de 31 de ani în captivitate. Oamenii sunt singura specie cunoscută care amenință berzele negre. O mare parte din această amenințare se datorează distrugerii habitatelor, poluării și, bineînțeles,
a vânătorii. În timpul migrației, multe berze mor și, deși aceste păsări sunt protejate de lege, populația lor este în scădere. În România, cuibărește rar, personal am avut ocazia să o văd de câteva ori și totuși este mult mai rară decât barza albă și este răspândită mai mult în pădurile de amestec din Carpați. Este un oaspete de vară, sosește mai târziu și pleacă mai târziu decât barza albă. Pe lângă populațiile mici ce cuibăresc în România, se întâlnește în special toamna ca specie de pasaj în timpul migrației. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.